Opa, Alberto m-a invitat, ok, deci cam așa arată și astea, băie, tare astea, să vedem dacă putem să intrăm în party. Dar astăzi jucăm Stumbleguile și s-a adăugat noul update 0.45.3, adică s-au adăugat chestiile astea, dacă intrăm aici la cereri de prietenie și așa, la lista de prieteni, de fapt, avem aici lista de prieteni, știți, că arăta doar numele și nu mai știu ce mai apărea, habar n-am, nu știu ce mai apărea, cred că doar 100 de view sau nu apărea, nu, apărea cred că doar este online și atât. Nu apăreau coroanele astea. Și nu apăreau nici trofeele și vedeți că putem vedea trofeele la fiecare persoană, adică dacă vedeți pe aici, spuneți-vă în comentarii numele, dacă vă vedeți pe aici, chiar sunt curios pe câți dintre voi i-am la prieteni și așa. Și da, după cum puteți vedea, avem acesta de view, vedem aici, dar nu știu de ce nu arată coroanele în partea dreaptă, habar n-am arată trofeele, dar oricum le arată aici, nu are nicio treabă dacă intrăm aici, dar aici cred că vedem ăsta, 20 sau ăsta e, 20, 20, 20 sau nu, cred că arată la toți așa, habar n-am, nu știu. Ia stai să dau și eu mai în jos, așa. Da, nu știu care e treaba cu asta, dar după cum puteți vedea, avem aici join party și hai să intrăm la unul dintre voi. Hai să-i dau accept acestui băiat sau cine mi-a dat cerere, că am făcut curat aici și văd că cineva deja mi-a dat. Hai să-i dau accept totuși și hai să vedem ce mai avem noi pe aici. Avem free spin-urile astea, în rest nu s-a mai adăugat nimic. Avem tot grid iron-ul, grid iron de fapt. Ceva de genul, hai să vedem ce ne pică, mamă, poate ne pică legendară, like, subscribe, băieți, dacă încă n-ați făcut-o și lăsați acolo în comentarii dacă voi v-ați făcut update-ul deja, dacă știți deja de el și toate astea și hai să vedem ce ne pică și din ăsta, deci ne-a picat 10 gemuri, avem 90 parcă acum, nu? O, parcă 90 aveam, sincer, și hai să vedem ce ne pică acum, hai, toți 10 gemuri, rămâi pe gemuri, te rog, n-a vrut, dar pe ăsta l-aveam, nu l-aveam, ok. Ok, avem 90 de gemuri, de 90 de gemuri nu prea avem nevoie, n-avem ce să facem, că nu sunt adăugate chestii noi și așa. 22 de tokenuri, în fine, hai să vedem dacă putem să intrăm la aceștia, la acești băieți de aici, pe cine, ia să văd, care este norocosul. Deci pot să intru doar la Alberto și la Rareș, ia să văd dacă pot să intru la Alberto, Alberto, a, parte este full. Rareș, te rog, este Nasia, mamă, păi, ia, hai că dăm așa, dacă merge, dacă nu ai. A, nu merge, dar stai să mi-l dau înapoi acum regiunea. Bă, de ce ai ăsta pe Asia? Mă întreb eu. Dar nu mai e nimeni online, adică, bă, da, mai sunt online câțiva, dar nu pot să dau join party. Hai că facem ceva. Întrebă cineva pe Discord chiar acum, deci intrați acolo pe Discord. Dacă încă nu sunteți pe Discord, aveți linkul în descriere. Și poate aveți norocul să jucăm și așa, vreau să fac episoade și cu voi. Și hai să vedem, poate găsim pe cineva pe Discord online chiar acum, care dorește să joace contra mine. Ia să vedem. Cred că am găsit niște băieți pe Discord dintre voi acolo, că am văzut că sunteți doi activi, dar hai să vedem dacă îl găsim. Știu că l-aveam pe un băiat la prieten, uitați. Ok, este aici, dar vreau să vă mai prezint ceva. Dacă intrați aici la party, arată aici, eu să intri în partul lor și avem aici choose a party. Și ne bagă tot aici. E același lucru, numai că avem odată, intrăm tot așa și acum hai să vedem dacă putem să intrăm la Vlad. Ia, poți să intru la Vlad? Te rog, Vlad, lasă-mă să intru. Da, mă, da, pot. Mamă, și cam așa arată. Deci cam așa arată. Mama, da, asta direct, Vlad. Na, direct. A vrut să... Vlad vrea, e pus pe treabă, vrea să jucăm. Vrea să dăm ca lumea, Vlad. Deci, da. Hai totuși să vedem ce putem face. Bă, sper că a băgat și el, că nu știu ce a băgat. A băgat și el ceva ca lumea sau ce a băgat? Că habar n-am. Ok, ia să vedem. Bă, dar nu ne bagă în match. What? Ce treabă are? A, gata. Ia să vedem. Să vedem ce harta a băgat, că nu știu ce harta a băgat. Chiar nu știu ce harta a băgat și ia să vedem, să vedem și block dash, ok. Deci cum block dash, hai să vedem dacă îl facem pe Vlad sau nu. Dacă vreți să jucăm așa, o să joc și cu voi, să jucăm 1v1 și de-astea, vă aștept acolo pe Discord și când vreau să anunț eu să filmez, adică o să vă anunț eu, nu că nu trebuie să scrieți voi acolo să filmăm, o să vă anunț eu odată că vreau să filmez și dacă sunteți activi pe Discord, aveți șansa cum a avut și Vlad de altfel. Hai să vedem dacă îl batem totuși pe Vlad sau dacă ne bate el, ia să vedem. N-avem emote-uri, din păcate, încă n-avem emote-uri, dar probabil o să avem noi în timp, dar momentan n-am nevoie, sincer, adică am nevoie, dar nu am în plan să fac treaba asta momentan. Și da, hai să vedem, Vlad, momentan este ok, hai să vină și părțile alea în care noi ne ducem așa, cu țepile, cu toate alea, să vedem toate nebunile alea, să vedem dacă, că o să fie cam ușor acum, ce-i drept, suntem și doi și mai durează până cade unul dintre noi, adică să vedem cine câștigă și așa. Ok, hai că vin țepile pentru prima oară, cred că e prima oară când văd țepile pe ăsta acum, în meciul ăsta. Bă, și dacă mai vreți episoade de genul cu Stumbleguile și cu alte jocuri, nu știu, dacă vreți alte jocuri, că asta vreau să vă zic, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce idee aveți voi, ce vreți să mai jucăm și așa, dar fiți atenți, că am eu o idee, de fapt v-am zis acolo pe comunitate, dacă intrați pe fila de comunitate, am pus acolo niște chestii în care vreau să primesc întrebări de la voi,
legate despre, nu știu, ceva de genul ce preferi dintre A sau B, adică, nu știu, voi puteți să scrieți orice, nu doar legat de Stumbleguy, ci și de viață, de orice, adică puteți să-mi spuneți absolut orice. Mamă, nu, am căzut, m-a bătut Vlad, dar hai să vedem dacă putem să intrăm din nou, dacă dau leave sau ia, stai, stau așa, ok, ia să aștept, ia să vedem. Bă, și eu am zis că, da, audio reader, adică ce trebuie să faceți acolo, îmi pune niște întrebări, de exemplu, ok, am făcut așa. Opa, Alberto Mac m-a invitat, ok, deci cam așa arată și asta, băie, tare, astea, să vedem dacă putem să intrăm în party. Da, mă, da, am intrat în party, dar, what, ne-a băgat direct, instant, mi arată și asta de genii în party. În fine, nu mai contează asta, dar ce vreau să vă zic, că m-am abătut de la subiect, că au fost întreruperile astea și așa. Vreau să vă zic că vreau să-mi lăsați întrebări de genul ce preferi dintre 1.000.000 de euro sau 1.000.000 de abonați, ceva de genul, nu știu, scrieți voi acolo, nu știu, vreau să văd ideile voastre, ok, mamă, toți avem același skin, deci suntem pui aici, suntem pui, poate facem și un thumbnail cu chestia asta, chiar este tare, sincer, ia să vedem ce facem, acum suntem 4, nu mai dau 1v1, suntem și cu Alberto, pe care l-am la prieteni, și cu niște doi băieți, Teo și Deni, cred că băieți sunt, bănuiesc, sau Deni, cred că e fată, nu știu, habar n-am, sincer, dar să vedem, bă, ce sper eu să nu mor primul, măcar să iau locul 2, decât... poate nu câștig meciul, dar măcar să iau locul 2, dar asta înseamnă că trebuie să fiu mai atent și să nu mai sar eu pe aici prin toate astea. Să fiu, să joc și eu cât mai atent, băieți. Și da, mamă, deci chiar tare, s-a adăugat mișto. Cum a apărut acolo că mă invită Albert în party, chiar este super tare, chiar arată tare. Overlay-ul ăla și toate alea sunt chiar super tare. Nu știu, vreau să văd cât mai multe update-uri și o să fie normal cât mai multe update-uri, dar vreau să văd cât mai multe update-uri tare. De exemplu, am eu o idee. Știți cum e pe Roblox, cum e pe Fortnite, cum e pe CSGO și pe jocuri de-astea. Ai acolo workshop, adică ai hărți de la oameni, de la persoane și pot oamenii să facă hărți și toate astea. Și ar fi tare să fie și pe Stumbleguys, adică să pot eu să fac o hartă bine, nu cred că o să mă pricep eu la așa ceva, dar sunt oameni care fac. Sau și să facă hărți, adică minigame-uri, nu doar de-astea de să câștigi și așa, nu știu, gen cu trofee și astea. Adică ar putea, bă, dar fix prima a murit, bă, deci am zis să nu mor primul și am murit fix primul. Hai să ne uităm totuși pe ei și să vă mai zic până la urmă, ok, a murit și Teo, din păcate, care era cu mine, nu Alberto, pardon, nu Teo. Deci eu l-aveam la prieteni, a murit și eu și el, ai, uite, a câștigat Teo. Ia să vedem dacă putem să mai intrăm la cineva, ia, intru tot la Alberto, nu, intru la Vlad, ia să intru la Vlad, dacă pot să intru la Vlad, nu, nu pot, la Luca pot, ia, la Luca, nici la Luca, la Alberto, ia, pot la Alberto, pot să intru, da, am putut, deci bug, deci maxim 6 persoane, uite, a intrat aici, Horia, Patrick, Teo din nou. A dat start așa, în 5, nu e nicio problemă. Și da, bă, despre ce vorbeam eu, că am uitat despre ce vorbeam, frate, chiar am uitat despre ce vorbeam. A, vorbeam despre treaba asta cu workshop-ul și cu toate astea, ar fi tare să facă lumea hărți și mă, acum eram la partea cu hide and seek, parcă, nu, corect? Da, dacă nu poate să facă lumea, măcar să facă cei de la Stumbleguys, să facă chiar ei hărți de hide and seek, dar să nu să fie doar de competiție și asta să fie și de asta de distracție, cum e, v-am zis, și pe Fortnite și pe... Roblox, workshop-uri și de-astea, să fie, de exemplu, hide and seek, hărți de hide and seek, prin care poți să te ascunzi prin locuri, să intri prin chestii secrete, prin toate chestiile astea și așa. Dar v-am zis, chiar este, chiar ar fi super tare să poată să facă lumea, că așa, dacă fac ei o hartă de genul, lumea o să învețe toate spoturile și o să fie cam greu după să te mai ascunzi, adică o să fie ușor să cauți dacă lumea o să știe toate spoturile și așa, să fie cât mai multe hărți, să poată să facă și lumea cum fac oamenii și la Roblox și la toate astea, nu știu, chiar ar fi tare, nu știu, spuneți-mi voi acolo în comentarii părerea voastră, chiar eu zic că ar fi super tare asta, scrieți acolo în comentarii, deci dacă sunteți de acord cu mine, scrieți așa, și eu vreau să existe workshop sau vreau să existe și să facă lumea hărți și eu sunt de acord cu tine, de fapt scrieți așa, sunt de acord cu tine și eu vreau să se întâmple următorul update, gen să fie un următor update, nu știu, ceva de genul, scrieți acolo că sunteți de acord cu mine și e suficient că eu înțeleg și dacă scrieți sunt de acord cu mine, lumea, o să le zic în comentarii dacă se uită lumea prin comentarii, bă, dar cu ce sunt de acord, băieți, stai să mă uit și eu să fiu atent la video ca să fie toată lumea atentă la video, scrieți doar atât, sunt de acord cu tine și lumea o să-și pună după semne de întrebare, bă, dar ce a spus, că cu ce sunt ceilalți de acord, chiar vreau și eu să văd și așa o să stea lumea mai mult pe episod și toate astea. Deci, da, chiar ar fi super tare să existe acest update. Ia să vedem dacă câștigăm meciul ăsta. Deci, Alberto, acum am rămas eu cu Alberto. Păi, deci, meciul trecut a murit primii noi doi și acum am rămas noi doi în finală, cum s-ar spune. GG, uite, GG și eu îi dau. Încă nu s-a terminat meciul, dar totuși este un meci bun. Dar,
Bă, câștig eu, oare? Nu știu ce să zic, că nu știu cum joacă Alberto, nu știu cum joacă, chiar nu știu. Am văzut că acum m-am uitat pe Discord, mai au mai venit niște băieți care vreau să mai joace. Din păcate, îmi pare rău, dar nu e nicio problemă, băieți, dacă vedeți acest episod. O să facem altă dată, o să jucăm și altă dată, o să vă mai dau mesaje, dar dacă v-am zis, sunteți printre primii, cum a fost și Vlad, cum a fost și Alberto, de mi-a dat invite, puteți să jucați și toate de genul. Mamă, cum era să cad aici. Deci cum era să cad aici. Hai să dăm și noi iepurașul ăsta, că e săritor așa, ia sărim și noi acum ca iepurașul. Bam, și dăm și ăsta. Oh, au venit și chestiile astea, ia să vedem. Ia să vedem, ia să vedem. Alberto, te rog, mori, că vreau și eu să câștig, să-mi faci și mie episodul, te rog. Așa, mă, uite, mă. Pu. Deci că m-am auzit, dar eu nici nu sunt, nici nu-l aud, nici nu mă aude, nu știu, Alberto, nu știu cum ai auzit, cum ai fost, sau poate chiar ai vrut să-mi faci episodul și așa. Dar băieți, dacă încă nu v-ați făcut actualizarea, că știu că pe telefon trebuie să intri pe magazin Play sau pe ce aveți voi, că pe iPhone este altceva, nu este la fel ca pe Android și așa, pe iOS este diferit și așa, și da, faceți-vă update-ul dacă încă nu l-aveți făcut și... V-am zis, dacă aveți norocul, am mai făcut, știți, am avut un short de genul în care v-am adăugat la prieteni, am dat cerere, aștept să îmi acceptați, mai sunt 4 locuri disponibile, am dat cerere la mai multe persoane, nu știu, cred că la vreo 7-8, dar cine e norocos să-mi accepte, o să-mi accepte și o să aibă loc aici, că locurile sunt limitate și nu știu dacă mai apucă și așa, dar oricum o să vreau să vă adaug și de pe telefon, că am și de pe telefon contul acela, dar eu o să mă joc, adică eu mă joc aici, asta e faza, că pe telefonul prea mă joc, dar aia e. Dacă mai vreți episoade de genul cu Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like și lăsați acolo în comentarii cum ați zis. Vrei să se adauge treaba aia, să poată să facă lumea hărți de genul, cum este și pe Fortnite, pe Roblox și pe CSGO și pe toate jocurile așa. Nu știu, scrieți acolo în comentarii, chiar sunt curios de părerea voastră. Pa, pa!